Pam, pam. Pam, 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 pam. Konami, Zabi, ciclista. Ea a rămas pe bicicletă. Uite, tu ești direct la scărbai. Ia, bicicletă ți-ai făcut rost, brioșa ai, ce mai trebuie? Da. Cineva cine să pedaleze în locul ei. Da, dar știu să pedalez. Doamne, ce rămașit. De acum încolo când vreau să pleci, știi cum zic? No, pedalează. Dacă știi să pedalezi. Hai. Bună dimineața. Bună dimineața. Ne-a dorim și bine venit la noi. Bună dimineața și bine v-am găsit. Dacă tot am vorbit cu doamnele de bicicletă, am zis să facem astăzi o ediție specială bazată pe ceea ce înseamnă bicicletă și fenomenul de cum se cheamă colegul? Zic și eu că aia de la Cârcotaș. Biciclism. Da. Este o bicicletă de damă, ai adus astăzi, ca să fim în ton cu ceea ce se întâmplă. Cu... ne integrăm în fenomenul ăsta scârbai, care, așa cum ziceau și fetele înainte, ia amploare din ce în ce mai mare. Și cred că asta e o bicicletă potrivită pentru fete, pentru plimbarea în oraș, pentru cumpărături. Deci este o bicicletă tipică de damă, care se tipică de damă, pentru plimbările în oraș. Acum chiar ziceam înainte de ani că să te întrebi pe tine. Și la biciclete se întâmplă la fel. La mașini tu știi cum e. Un bărbat când își ia o mașină verifică netul, îl rupe în două, vede din alea cum stă pe drum, teste și așa mai departe. La biciclete la fel. Când vin băieții la tine, domnule, cât ce are, cum e cu schimbătorul, cu foaia mică, cu foaia mare, cu pinioane, cu din alea, da, cu... da, da. Vine o doamnă, ce zice? Dați-mă pe aia roșie, pe aia albă. Se întâmplă în felul următor. Bărbații sunt mai mult interesați de detaliile tehnice și așa se întreabă schimbători, piese, componente, materiale din care sunt confecționate. Doamnele, având un simț mai dezvoltat către estetic, prima dată le interesează culoare, aspect și, după aceea, și detaliile tehnice mai mult mai puțin. Mult să mai aibă puțin. Coș. Coș, da. Dacă... vrea să meargă la cumpărături. Neapărat să eventual, coș. Domnișoarele și le mai ornează după aceea frumos cu tot felul de luminițe, cu tot felul de floricele. Ce poți să mai adaptezi, să zici, că cum e coșul, ceva folositor care să mai încadrezi, să mai pui câte ceva? Sau... păi, se pot face multe lucruri în funcție de ce își dorește fiecare, astfel încât bicicleta să-i fie cât mai utilă. Și da, atunci... poate să mai pun un coș dacă, sau un coș mai mare dacă vrea să facă cumpărături mai multe. Sau, eu știu, un portbagaj, o lumină dacă vrea să se mai plimbe seara. Am văzut că există un fel de portbagaj care cred că și la bicicleta asta se poate atașa, cu un fel de scaun pentru copil. Da, da, da. Există așa ceva. Sunt foarte multe familii care iasă împreună, soție, și vor să-și mai ia și copilul. Copilul fiind mic, atunci sunt nevoie să iau un scaun special care se cu poate spătar, pune cu am văzut, pe portbagaj, cu centuri, da? Sau pe bara din față la unele biciclete. În cazul acesta nu se poate pune doar pe portbagaj. Asta e o bicicletă normală pentru doamne, adică de zi cu zi. Asta cred că e printre cele mai îndrăgite biciclete de damă. Înțeles. Pentru că nu are atâta viteză, e relativ simplă, e echipată cam cu tot ce-și doresc ele și are un succes foarte mare. La ce preț are bicicletă de genul acesta? Păi genul acesta de bicicletă e la 700 de lei, ținând cont că are totuși o echipare și manuală, bicicletă care e funcțională și merge chiar bine. Deci are, uite, pe spate, nu știu câte pinioane. Are 6 pinioane și 6. O singură foaie. O singură foaie să nu o complici cu un schimbatul și pe față exact, și pe spate. Exact, de multe ori domnișoarele se întreabă când trebuie să schimbăm, cum trebuie să schimbăm și atunci... ne-am gândit la o variantă mai simplă care să nu le încurce foarte tare. Când le vinzi trebuie să faci și un training. Da, un curs așa scurt. Sigur, e obligatoriu să le învățăm cum să folosească o bicicletă astfel încât să fie mulțumită de nu, da, e cumpărat. Important pentru că, exact cum spui tu, hai că domnii mai știu sau mai cercetat, dar doamnele chiar nu știu când e momentul și de ce trebuie să schimb viteza. Exact. Pentru că și vitezele astea au rostul lor. Dacă mergi în trafic, cum ai pus-o tu acum undeva pe la mijloc, ca să fie nici prea, nici foarte departe, când urci pe se folosește pinionul cel mare, da? Și în funcție de
cât mergi mai așa, cobori pe pinionul mai mic. Bun, asta nu prea toată ziua, mai ales că merg bicicleta, nu tot butonez. Doamnele, sunt sigur că își pun pe una care se simte ele mai bine și eu cam las majoritatea, acolo. Majoritatea, așa fac, dar sunt și doamne care știu foarte bine, știu chiar foarte bine să folosească schimbătorul. Da. Ce se mai, ce mai ceră, ce upgrade se mai poate face? Și aici te-aș întreba, cum spui tu, că sunt pe mărimi. E o bicicletă mai mică, roți mai mici, nu știu, cadru și așa mai departe. Cum se ia în calcul? După greutate, după înălțime? După înălțime se ia în calcul. Fiecare, fiecare persoană care își cumpără o bicicletă, e bine să-și cumpere o bicicletă pe înălțimea lui, adică și cadrul să corespundă ca înălțime utilizatorului. Și atunci... De multe ori vezi câte un înalt și stă pe o bicicletă mică. Și stă foarte urât și pedalează foarte greu, pentru că tot timpul stă adunat și atunci... Ajunge cu genunchi în ghidon. Da, și nu poate să dezvolte forța necesară pedalării. Tocmai de aceea, atunci când cineva cumpără o bicicletă, trebuie să fie consiliat de către vânzător și să-i spună care bicicletă îi se potrivește pentru înălțimea lui, în funcție de nevoile pe care are, la ce se gândește să folosească bicicleta. Am înțeles. La modul de upgrade, cum faci la calculator, faci și la bicicletă, cu toate că nu prea ai ce face toată ziua, dar totuși există pentru cei care sunt mai pretențioși și vor să îmbunătățească performanțele, pot veni la voi la magazin și... Sigur. Și să ceară, eu știu ce, o furcă în plus sau... Eu mă gândesc tot timpul la confort. Oșa, mai... Apropo de șa, sunt foarte multe biciclete care îți creează un disconfort din punct de vedere... Nu îți creează, ele vin cu oșa normală. Cam de plastic. Cam, nu neapărat nu? Ca și ăsta, ci e foarte, de exemplu, sunt alea foarte strânse, foarte înguste. La bicicletele mai ieftine, nici materialul nu e de fapt. În mod normal și șeile se montează pe bicicletă. Fiecare gen de bicicletă, de exemplu mountain bike, are un stil de șa. Cursierele, un alt stil de, de șa care e puțin mai subțire. Bicicletele clasice au șei mai late ca să stai cât mai confortabil. Bun, contează forma sau și materialul din care este făcut? Bineînțeles că contează și forma și materialul. Deci materialul. Cu siguranță. Dar poți să ți-o schimbi la orice bicicletă? Orice, da, la orice bicicletă se poate, se pot face upgrade-uri. Nu, da, asta ele vin, ele vin cu o șasta, fiecare, în funcție de cum ai spus tu. La o curțiera nu o să vină cu una lată, că acolo îți trebuie ceva îngust. Dar tu, dacă nu te simți bine, poți să spui una mai altfel pe... Se poate pune, sigur. Și la ghidon la fel? Cam și, la ghidon. Și ghidoanele și sunt de multe feluri. Și la ghidon se poate schimba ghidonul. Asta e un ghidon orice. Clasic care ții mâinile, ele sunt puse unde trebuie, dar de obicei ați văzut că apar cu tot felul de mânere suplimentare de care se pot, nu știu. Da, la genul ăsta de bicicletă clasică se folosește acest tip de ghidon tocmai ca să ți oferă o poziție cât mai confortabilă. Confortabil, da. Pentru că nu avem nevoie de aerodinamică aici. Vitezele sunt relativ mici și atunci trebuie practic să stai cât mai confortabil. Practic asta e o bicicletă de oraș, nu? Exact. Exact. O bicicletă de oraș de toată ziua, poți să o folosești liniștit. Singura problemă e că trebuie un antifurt bun. Da, este o problemă, să știți, cu furturile de biciclete aici în oraș. Și le recomand tuturor posesorilor de biciclete să și le lege cu antifurt și dacă se poate să-și ia mai sigur, pentru că se fură, din păcate, foarte mult. Bun, hai să vorbim un pic despre sistemele astea antifurt. Cât de sigure sunt? Păi, că la români le ia cu totul, cu sistemul antifurt cu tot. Sisteme sigure, există o clasă de siguranță de la 1 la 10. Sunt sistemele de antifurturi care ating aproape clasa maximă, numai costul lor e mai ridicat, fiind atât de sigure. Undeva la 250-300 de lei. Păi da, dacă ți-ai o bicicletă de 1000 de euro, de 25 de milioane, mai dai 3 milioane să știi că... Da, sigur. Și aia nu se poate desface. E aproape sigur, numai că nu-ți depinde cum o legi, trebuie să ai grijă să legi și roțile, să legi și cadrul dacă ai o bicicletă așa performantă, pentru că legi cadrul, dar poate să-ți ia roata și atunci și o roată din aia valorează foarte mult și poate găsești mai greu sau
achiziționeze înapoi. Da, probabil o să ajungă, nu știu dacă în viitor apropiat, dar cândva și bicicletele să aibă un chip de urmărire undeva, cum au mașinile noi, mașinile mai scumpe, și le descoperi. Bine, vezi, de asta e important ca să ții bicicleta din magazine autorizate. Că dacă nu te întreabă pe stradă, bun, dar bicicleta unde? O serie undeva. Fiecare bicicletă are seria ei, da. Și pe certificatul de garanție, atunci când o cumperi, e obligatoriu să-ți treacă și seria bicicletei. Asta e foarte important. Și de ce? De cele mai multe ori sunt mulți care își iau bicicletă, de altfel bicicletele furate le găsiți sau le regăsim în piețele prin târguri. Și atunci te duci și zici, păi stai că asta e a mea. Păi da, dar cum știi că e a ta? Cum spui tu, în primul rând nu poți să dovedești dacă nu ai o factură, un act în care să fie trecută seria bicicletei. Corect. Eu zic că e a mea, tu zici că e a ta. Păi și atunci cu e bicicleta? Cu e bicicleta. Păi nu, dar despre asta e vorba. Așa. Și mai ales la... Deci asta e foarte important, dragi prieteni, când vă cumpărați o bicicletă, e bine, cum spune Cipri, să o luați dintr-un loc unde vi se dau hârtii, actele aia, pentru că nu de puține ori bicicletele sunt recuperate de polițiști, dar tu te duci să-ți o ridici. Păi cum să-ți o dau? În baza ce? Păi domnule, a mea. O fi, dar ăla zice că e a lui. Adică... O ținem noi, dacă nu aveți acte, o ținem noi. Așa este, da. Ele, pe lângă faptul ăsta, ele se mai și dezansamblează, se spun, cum spui tu, la una aia roțile, la una aia numai ghidonul, la una nu știu ce, da. Le fac din bucăți, la loc, ca să le revândă. Exact. Sau, ce model de biciclete e cel mai cerut în ultima vreme? Sau deveni hunedoreni, așa, pe ce să au dau? Au crescut foarte mult cererea pentru bicicletele de ora city sau trekking. Dacă înainte se vindeau preponderent mountain bike-uri, acum lumea a început să-și cumpere biciclete city și trekking. Cam astea au cel mai mare volum de vânzare, după aceea mountain bike-urile și cursierele mai încet. Vreau să te întreb, tu care lucrezi în domeniu, care e cea mai scumpă bicicletă care ai văzut-o? La care ai văzut efectiv și ai pus mâna pe ea? Da, undeva la 10.000 de ron. A fost cea mai scumpă bicicletă pe care am văzut-o. Și ce știi o bicicletă la 10.000 de euro? La bicicletele astea... Ai 2.500 de euro, da, aproximativ. Da. E foarte importantă greutatea bicicletei. Deci era una ușoară. E foarte ușoară. Din carbon făcută. Pe lângă cadru și restul componentelor sunt de ultimă generație și toate astea la un loc dau valoarea asta bicicletei. Am înțeles. Contează și marca și așa mai departe. Corect. Că plătești și marca, adică, până la urmă, na, poți să te dai și pe una din asta de toată ziua. Pe un Tohan, nici nu știu dacă mai fac ca biciclete. Pe vremuri aveam Pegas, ăla cu coarne și... Da, se mai fac Pegasuri. Da, se mai fac Pegasuri. Chiar știu că are pornit producția de Pegas și Tohan, undeva, dacă nu mă înșel, pe la zona Brașovului. Cel mai tare era când îți făceai rost de o, nu știu cum le zice, la alea rusești. Cursierele? Nu. Erau unele așa care se amănau cu mountain bike-urile cu, de avea în față portbagajul ăla. Ucraina, așa, da. Uh-huh. Am luat o Ucraina. Da, era grea. Ce mândrie era când aveai o Ucraina. Da, acum da. Că-ți copii, nu știu, dar așa este. Da. Bun, referitor la alte, la voi la magazin aveți de la role tot ce e pe roți, ca să zicem așa. Eu am văzut și am rămas surprins și vreau să ne spui în două cuvinte. Prima dată am crezut că e o glumă și te-am întrebat, atunci te-am și întrebat, dar oamenii mari își cumpără trotinete? Da, și mi-ai zis, nu că își cumpără, există chiar o... Da, și eu mă dau pe trotinete. O comunitate care crește pe zi ce trece de utilizarea trotinetelor și oamenii, chiar adulții, au început să meargă chiar la servici pe trotinete, că sunt trotinete din alea cu roți mai mari, care se pliază, dar e foarte ușor de umbla cu trotineta. Bicicleta are avantaj și dezavantaje față de trotinete, în sensul că dezvolți o viteză mai mare, dar... N-ai un supoi. După, da. Dar trotineta o duce în birou. Trotineta o face sub masă în birou și ai rezolvat problema. Pentru că ele se pliază, nu? Da. Are să și strânge. Sunt ușoare, au 2-3 kg are o trotinetă, că e de aluminiu. Deci e foarte... Nu, dar am văzut trotinete performante. Tu mi-explicai cu anumite roți, care, cu rulmenți, care dai odată din picior și merge mult și bine. Exact. Cam trotinetele astea mari, cam toate deja lucrează pe rulmenți. Au rulmenți,
foarte bun, roți de silicon, silențioase, nu te deranjează pe nimeni în jurul tău. Și atunci lumea le folosește. Deci poți să la serviciul de trotinete. Da. De altfel, în marile orașe ale lumii o să rămâneți uimiți să vedeți câtă lume merge cu trotineta. Și dacă apare și la Deva Velocity, de ce nu? Că nu ne supărăm. Păi da, cum să... Da. Mulțumim tare mult, Dorin. Așadar, la magazinul Dar Bike, pe centru. Mai jos de Gigi? N-ai zis ce bine centru. Mai jos de covrigăria Gigi. Mai jos sau mai sus? Mai către... Încoace, către Hotel Deva. Da. Dar e simplu de găsit. De găsit pe Bulevard Decebal să-i găsiți, pentru că o să vedeți cu de toate tot ce are roți. De la două de la roți. Și așa mai departe. Produsă de vânzare și service pentru tot ce înseamnă produse. Și asta e foarte important. Service. Am văzut că tu șurubărești la ele, vin unii cu, aoleu, ce o fac? Practic, ce se cumpără, cu trotinete, ce se cumpără de la voi, în perioada de garanție, se repară gratuit la voi, nu? Sau? Da, ce ține de garanție, absolut. Gratuit. Dar și servis pentru cei care nu au luat de la voi. Absolut, da. Servis pentru orice produs care e pe două roți. Avem piese, componente și știi ce, două, trei le rezolvă. Eu vreau să zic un singur lucru, asta mi-a plăcut cel mai mult și ce e foarte important la voi, ca la calculatoare. Bă, placa asta de bază... E cam veche, placa asta video cam doarme. Ia să-mi fac eu ceva. La fel și la biciclete. Parcă mi-aș pune, nu știu ce, o furcă mai deșteaptă, o șau și așa mai departe. Sigur. Da, mulțumim tare mult. Noi ne vedem mâine dimineață la 8:30 în cea mai bună dimineață de vară. Pa, pa!